Vă dau un scris și am argumente multe că PPD-diștii sunt printre oamenii cu adevărat deștepți din România. Adică cei 10% dintre români sunt cert 100% că sunt cei mai deștepți dintre toți românii. Și că dacă putem vorbi, Doamne ferește, vreodată de prostime în România, e adevărat, prostimea e aia care în continuare votează UDMR, USL și PDL. Iar cei deștepți cu adevărat din țara asta sunt cei care votează PPD. De-aia mai râd în gândul meu când îmi spun mulți că ăsta îl votează doar prostimea. Așa o fi, să fie ca voi, dar oamenii cu adevărat deștepți în țara asta înțeleg cele 100 de măsuri, știu că doar astea 100 de măsuri mai pot salva țara asta și dacă USL-ul ar adopta aceste 100 de măsuri, a zice ok, PPD se retrage și nu mai are de ce să participe. Dacă PDL-ul ar aplica aceste 100 de măsuri, a spune ok, e perfect, nu mai e nevoie de noi. Dacă UDMR-ul ar face aceste 100 de măsuri, noi, PPD-ul, nu ne-am mai fi înființat niciodată. Mare atenție! PPDD, Mișcarea Violet, s-a înființat dintr-o necesitate, fiindcă cineva trebuia să facă astea 100 de lucruri. Acum, că nici noi nu s-a apucat să le facem vreodată, credeți-mă, toate țările care trăiesc bine au făcut astea 100 de lucruri de mult. Da, în fine, vom continua să mai vorbim dacă mă veți întreba. Că vedeți, încep să răspund și neîntrebat și asta nu este deloc bine.